mi-am cumpărat cea mai eficientă mașină hibridă la cel mai mic preț, fără, de fapt fără să o cumpăr, pentru că am închiriat-o. Da, uh, am vrut o mașină mică, nu, am zis că nu mi-am momentan o mașină, dar totuși am nevoie de o mașină să mă deplasez, să merg în stânga-dreapta și am vrut o mașină mică, am vrut o mașină mică de oraș, nu prea am doream cutie manuală, am obișnuit cu automată, mai ales în oraș, am avut o mașină care să consume puțin, am avut o mașină care să aibă măcar 100 de cai putere, m-am uitat la tot felul de mașini mici, eficiente, economice, ieftine, Hyundai 10 și Hyundai 20 și Hyundai 30 m-am uitat la Toyota Yaris, la Yaris Cross, Toyota Aygo X m-am uitat, la, sau la Aygo Cross, cum ea denumită, m-am uitat la Skoda Octavia, Skoda Octavia e o mașină care oferă foarte multe într-un pachet economic, e super practică, e de familie, motorizări decente, dar după experiențele cu VAG, nu mai vreau VAG. Așa că, trăgând linie, inițial mă, uitam, mă uitasem la Cross, dar un litru, trei cilindri, 69 de cai consuma undeva la 6-7% în oraș, 4,5-5 extra n-avea nici putere, era și foarte mică, și era 240 de euro pe lună plus TVA operațional. Iar îi și 280 de euro pe lună plus TVA, este și cu cutie automată, are 116 cai, consumă mai puțin, e mai spațioasă, are multe dotări și alegerea a fost destul de simplă. Deci, după ce am uitat în ultimele săptămâni la da, o groază de mașini, sport, SUV-uri, noi, mașini hibrid, gama Toyota. M-am uitat la toate, toate formele de, de mașini posibile. Am ajuns la concluzia că yaris este cea mai eficientă mașină de oraș sau de dimensiuni mici la 20.000 de euro pe care o poți cumpăra. Nu ai cum să bați yaris -ul. Singurul lucru major care nu-mi place la Yaris este că e în 3 cilindri. Eu detest motoarele în trei cilindri, dar ăsta e un motor derivat din motorul de Camry, Dynamic Force, cu două injectoare pe cilindru și fiind hibrid, dacă mergi lin, motorul termic pornește la o turație mică, stă 1000-1800 de ture și compensează motorul electric și nu simți atât de mult acele vibrații. Se simt mai mult pe loc. Deci pentru un motor în trei cilindri e decent. Și totuși, chiar dacă e un motor în 3 cilindri, e un motor de 3 cilindri de 1.5, nu e un motor de 3 cilindri de 1 litru. Și l-am condus acum câțiva ani, l-am condus din nou, am condus varianta Hybrid GR de 130 de cai, n-am pus și o poză pe Instagram, nu m-a dus capul. Am avut o, o oră așa să mă prim cu ea și mi s-a părut destul de fâșneață pentru o mașină atât de mică ce cântărește undeva la 1000, 1050 de kg, 130 de cai putere, sunt foarte ok. Motorul termic are 94 de cai, motorul electric are 80 de cai, cumulat scot doar 116 cai putere. Consumuri bune, dotări decente, preț demențial. Și pentru cine vrea o mașină economică de oraș fiabilă, nu că economică, cea mai economică, vă recomand Iarisul. O să-mi vină în aproximativ două săptămâni, adică luna septembrie o să o am. Am luat o Green Kiss, echipare activ, adică cheală. De ce? Pentru că unul la mână n-am vrut un cost mai mare. Dacă luam varianta exclusiv, care avea inclusiv pornire din telefon, motor, uh, na, să răcești, să încălzești mașina, sistem audio GBL, faruri LED, uh, multe alte dotări, plăteam un plus vreo, adică era în plus mașina vreo 5.000 de euro, la chirie venea încă plus vreo 80 de euro și am zis că n-are sens. Iar varianta pe gri era pe stoc. Să fiu sincer, mi-aș fi luat-o tot albastră, exact cum a fost Camry, doar că o primeam abia prin ianuarie. Așa că, asta fiind pe stoc, echiparea pe care mi-o doream, am primit și o reducere, am luat-o gri închis. E prima dată când am o mașină green închis, am avut aproape negru pe Sonata, am avut gri deschis pe Subaru, ulterior s-a făcut albastru, am avut Corolla care era bronz oxid, am Audi care este alb, Toyota Camry a fost albastră. E prima mașină pe care o am green închis, așa că cumva am experimentat foarte multe culori. Green închis sau griu e foarte bun la murdărie, alb e bun pentru eficiență termică, negru arată bine doar seara, în rest, e plină, nu știu, e magnet, și mizerie și te încingi în ea, nu mergi la mașină neagră niciodată. bine, și griul închis o să absorbă căldura destul de mult, dar culorile astea mi se par cele mai practice. Alb pentru eficiență, cost, vară, că avem verzi în ce mai calde și griu pentru mizerie. Deci astea două mi se par cele mai practice culori. Acestea fiind spuse, aștept mașina, o să facem niște teste interesante de consum, și cumva mă bucură foarte mult la Yaris, mă bucură faptul că am cui să mă adresez la Yaris, pentru că, conform Toyota, anul trecut au vândut 188.000 de Yaris Cross-uri în Europa și undeva la 142.000 de Yaris-uri Yaris simple, mă rog, normale, hibrid și non-hibrid. Camry-uri au vândut doar 5.000, 5.000 toată Europa. Deci Camry era o mașină nișată. Limuzină, lungă, lată, motor mai mare, mașină mai scumpă și, deși mi-a plăcut extrem de mult mașina, pe partea de conținut nu mă adresez decât la foarte, foarte puțini oameni. Sunt mult mai mulți oameni care dețin Yaris-uri, Corole, Yaris Cross-uri, au motorizarea asta, și eu zic că și pentru audiență, și pentru urmăritori, și pentru cine caută anumite informații despre Iaris, vor fi mai mulți oameni care vor beneficia de ele. Ăsta este punctul meu de vedere, știu că acum o să apară multe comentarii răutăcioase, a, cum să dai cambrii pe Iaris, a, ești gârcit, mi-a scris pe Instagram cineva că am sechele de la consumul mare de la BMW, că cum să-mi așa ceva și așa mai departe. Eu, sincer, na, sunt timon la părerile altora. Când vine vorba de mașini pe care le cumpăr pentru mine și pentru fanii de la Craiova, <laughs> trec la a treia Toyota, nu la al doilea vag. Vă pup! Ciao.